Guvernului Emil Boc a dat piept cu cea de-a 8-a moțiune de cenzură și pare să rămână și acum în picioare. Parlamentarii puterii au avut același ordin dat de la partid, să nu se apropie de urne, ceea ce elimină orice risc pentru mandatul prim-ministrului. Votul la moțiunea de cenzură care vizează asumarea răspunderii guvernului pe codul muncii trebuie să înceapă din moment în moment. La Parlament este și Andreea Dumitrache. Andreea, bună seara! Să ne mai așteptăm totuși la surprize? Bună seara! Slabe șanse ca această moțiune de cenzură să dărâme guvernul lui Emil Boc, și asta pentru că opoziției îi lipsesc trei parlamentari, trei deputați au absentat astăzi motivat de la ședință pentru că au probleme de sănătate, așadar Uniunea Socială Liberală ar mai avea nevoie de 20 de voturi ca să dărâme guvernul lui Emil Boc. Greu de crezut că vor rupe aceste voturi din tabăra trădătorilor de la coaliție, și asta pentru că premierul Emil Boc și-a luat toate măsurile de precauție, toți parlamentarii coaliției UDMR, minorități sau independenți și PDL vor sta în bănci, nu se vor apropia de urne. Una peste alta, ședința de astăzi a fost o ședință destul de plictisitoare. Au fost momente tensionate atunci când liderii PNL și PSD au luat cuvântul și i-au adus jigniri premierului. Emil Boc însă a avut o replică pentru ei, la fel cum Mihai Eminescu le-a spus în poezia lui Criticilor mei, la fel le-a spus și Emil Boc criticilor lui. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Fără emoții a fost lozinca sub care a defilat puterea la Parlament. Cred că e suficient. Cred că e suficient gestul, nu? Deci nu trece. Prima moțiune din cariera de premier? Never say never. Care șansă să treacă moțiunea asta de cenzură? Astăzi nicio șansă. La fel de degajat a ajuns Emil Boc și în plen. Tot numai un zâmbet, a socializat cu colegii și și-a salutat inamicii. Nu înțelegem, domnilor guvernanți, care este urgența adoptării prin angajare răspunderii a acestui proiect. I-a explicat chiar premierul. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale ce din coadă au să sune. Aceasta este definiția moțiunii depuse de către Alianța Socialistă. Contraatacul opoziției a fost condus de Victor Ponta. Cred că repetarea unor vorbe goale, ca un papagal, a faptului că tot ieșim din criză, cred că sunt lucruri care nu țin de un prim-ministru. Despre populism poate vorbi cineva care, într-o țară de oameni din ce în ce mai triști, nu râde într-una ca prostul. În plină dezbatere despre codul muncii, printre parlamentarii puterii s-au propagat tot vechile obsesii. Strategia adoptată de PNL în acest moment este o pleașcă pentru PDL. Cum testul moțiunii era ca și trecut, plenul de astăzi s-a dovedit chiar util pentru premier. Susținătorii lui Boc s-au plimbat printre bănci și au strâns semnături pentru susținerea candidaturii lui la șefia PDL.